să-l fraților pe Alex, colegul meu de la Mega Provălie. Să fiu călcat în picioare de către cineva. Prost, și să pui prețul, și să vedem ce facem aici. E fain. Nu vezi, nu e fain deloc să nu veniți niciodată aici. Stau oricum aproape, deci dacă vă prind, vă faceți mizerii pe aici, în afara lucrului, băi, deci nu mă abțin și vă zic. Dracu să le ia de joburi din astea urâte. Te las atunci, fra, că trebuie să ajung și eu dincolo. Ne auzim mai târziu. Alex, fraților, e fostul meu coleg de la Prăvălie. Fă, știți că v-am zis eu că e cel mai nașpa job de acolo? Și din cauza jobului în sine, ci din cauza oamenilor. Aveam un manager din aia tare de Ampixul, care îmi comenta, dar vă zic eu mai târziu, la niște chestii, știi? Și eu am întrebat-o simplu, dar oare pe tine cum te mai cheamă numele de familie? Bă, și s-o căcat pe ea. Deci nu au putut să-mi zică și au zis, da, păi ți-am zis în martie când am venit. Ha. Și bineînțeles că pentru chestia asta mi-a rănit mie așa super tare orgoliu. Și în 13 august 2021 n-am ezitat, bă, și m-am dus la ITM și am dat în gât la inspecția teritorială de muncă, pentru că nu accept să fiu așa călcat în picioare de către o fetișcană din asta cu un an, doi mai mare ca mine. Și mi-a ridicat așa ego-ul, știi? Că-s șmecher. Anyway, mai fost am dat o fază din asta în America, când mi-a zis americanca la care lucram, no, Ben, you sit here on the sidewalk and I'm telling you, you know what, you don't have to look like your superior and so on. Și, ui mei, m-a dat după aia nebuna asta afară. Și dacă am făcut chestia asta în America, am rămas boschet, dar nu o să stau aici la mine în țară să fiu călcat în picioare de către cineva. Facă... De asta ziceam că e cel mai nașpa job. Mergem, până urmă, în partea alta orașului după mașină. Și că așa au fost la Antol. Așa se simte la Antol. Face ca întâmplarea fix busul ăsta pe care îl vedeți aici în stânga mea, fix ăsta trebuia să le iau eu. 5. Aeroport Piața Gării. Foarte bun. Și când am plecat de acasă mi-am dat seama că nu o să-l prind. Și am uns pe bicicletă și el e aici. Așa se întâmplă mereu. Cum o zic și Murphy. Acasă Florian. Uioi, așa nu-mi place drumul ăsta că e super, super circulat și nu pot să mai las mașina în parcarea liniștită. No. De-aia trebuie să vin amul pe aici, că de-aia îmi lăsam bicicleta de obicei la cealaltă parcare, undeva acolo, în spațiu public, dar nu mai iei voie, știi? Și trebuie să vin pe drumul ăsta extra, super circulat, unde nu-mi prea place, că, no. Hai că ne auzim mai târziu. Hai că până la urmă o decurs bine prima parte a zilei. Am făcut o mini pauză de, nu știu ce am arătat voi, că de fapt din 3 ore. Am venit acasă, am făcut un duș, m-am schimbat, am fumit, mi-am recăpătat bateriile de-a bune și mă puf. Fuioi, vai și ai de mine. Bă, deci cu toată vremea aia caniculară și wow de azi dimineață și cu mersul meu cu bicicletă, trebuie să las mașina în partea, mașina, bicicleta în partea aia altă și am lăsat mașina acasă, bă, deci odată un potop din ăla, bă, a venit diluviu, bă, băiatule, în Cluj, de aproape că m-am udat, dar n-am avut noroc că, nu, eram în mașină oricum. Mi-a făcut treaba, dar bă, nu vedea nimic, nimic, zero, nothing, nimic. Și o chestie de mă disperă, mă, fii atent, deci îți dă raw alertul, căcatul ăla de alertă, că vine ploaia. Bă, dar de ce nu poți să-mi dai, mă, raw alertul ăla, nu poți să-mi dai
chestia aia din timp, dimineața, o să știu, bă, vezi că la 7:30 o să plouă de rupe pământul, știi? Să plec de acasă îmbrăcat cu umbrele, să-mi iau chetele, să știu. Când deja ploaie acolo, ce rost să-și mai are roller-ul ăla, deci pe bune. Chiar nu înțeleg scopul. Parcă mai mult numai te enervează, e așa un fel de alarmă din aia care stă pe cap și enervează pe toată lumea. Deci toți amicii pe care știu, tot așa eram la un moment dat în Oser, la târgul de vechituri. Și toată lumea, frate, numai dintr-o dată în tot Oserul se auzea că era nu știu ce alertă, că bate vântul. No, bine că bate vântul. În fine, fiți atenți numai ce faină e mașina asta. O Miată din aia bună. Vă las că nu să-mi iau ceva de mâncare. Nu știu ce, dar iau ceva. A, bă, ce că nu l-a cumpărat duș. Pe aia mi-a dat seama că oricum trecut de 7 și nu mai am ora 7. Dar încet, încet se simte că vine toamna aia. Sărăcește și nu mai e vreme din aia șmecheră cum era înainte. Nu mai e prea bună vreme nici de hamac. Dar trebuie să mai profitam până prin septembrie. Și ceva că în septembrie deja e beznă din aia totală. Și chiar am zis că o să-mi schimb orarul. În loc de ora 6 cât încep eu și am eu chef să tot fiu marele și bunul samarinian. Cine prinde loc de la 8 e bine, cine nu, sănătate, pace, bună și hai noroc. Că-s nașpa, că nu-s nașpa, it is what it is. No, cam asta e cu toamna. Și se vede că e beznă, nici noapte lui. Toată noaptea, după lume. Și am mai observat o chestie iară, aseară. Am stat tot mai târziu afară, că m-am dus până la niște prieteni. O să vedeți voi vlogul ăla cu Alex. Bă, frate, și era beznă în Gheorgheni. La 9 și ceva beznă din aia în Gheorgheni, nu erau prinse becurile. Și am mai văzut chestia aia altă cu flacăra de care v-am povestit adineauri. Că să cam taie gazul. Și no, își face simțite cumva prezența criza asta. Anyway, ziua e gata. Ne auzim un țără mai târziu. Că mă duc să ajung. Și trebuie să mai dau tare cu editarea a vlogurilor. Că sunt în urmă cu vreo 4-5 vloguri pe că. Dar no, suntem ok. Hai, că am lăsat, ceau.